Bună seara, dragii mei, sunt Arotela. Sunt pregătită să continui cu numărul 3. Am preferat să întrerup videoclipul mai devreme ca să nu mai întrerup pedalarea în timpul prezentării. Ați ales aceste de cărți și acest turn. Inițial am vrut să-l pun la numărul 1, dar pe urmă am fost și pentru numărul 3 să fi fost această brățară. Dar pe urmă a fost ghidată, nu, pune la numărul 3. Așadar, dacă vreți să ascultați și numărul 1, bine. Este un turn. În tarot, turnul este reprezentat de numărul 16 și 16 și cu 1 înseamnă 7. 7 este vibrația acestui an. Dacă până acum turnul înseamnă și separare, înseamnă și răsturnări de situație, înseamnă trezire. Dacă până acum ceva s-a întâmplat, s-a răsturnat, eu știu, situația, viața, s-a creat haos, au fost niște căderi, niște accidente, niște lucruri neașteptate, niște situații neașteptate, este posibil ca totuși în acest an, totuși 16, 1 și cu 6, înseamnă 7, în acest an să puteți ce? Recrea o manifestare, o relație stabilă. Cu acest personaj, eventual, sau după experiența cu acest personaj, să învățați că 7 înseamnă lecție profundă, lecție grea, lecție karmică și eventual să manifestați de acum încolo, în diferite departamente ale vieții voastre, armonie. 6 înseamnă armonie, da? Dar, ca să puteți manifesta armonie, trebuia să treceți prin acest șoc, prin această separare, prin această trezire. Poate chiar separare de acest personaj. A apărut valetul de spade, care reprezintă comunicarea. La capătul setului de cărți, valetul de cupe. Altă comunicare. O comunicare sinceră, dar și comunicare emoțională. Interesant, regina de monede. Și valetul de monede. Posibil, dintr-un anumit punct de vedere, să fie diferență între voi. Poate de vârstă, poate de statut profesional sau financiar. Dar rămâne de văzut. Ah, interesant, împărăteasa. Cum se poate construi sau reconstrui un anumit tip de abundență? Cum? Prin adevăr. Am vorbit. Trebuie comunicat. Ceva vom vedea, dar și veți mai vedea pe parcursul acestui an. Ceva stă să se întâmple. Ce vreau să mai spun, turnul acesta, cea interesant, it's time. Mă uit la cea și mi-a atras atenția ideea de timp. Poate că ați considerat că această relație a venit în contratimp. Poate că erați într-o situație cu cineva și ați întâlnit acest personaj sau invers. Erați în această situație și a mai intervenit altcineva. Nu știu, ceva legat de timp, de contratimp. Dar, vedeți voi, din punct de vedere divin, acum e timpul. It's time, este timpul. Ah, interesant, mai vine altceva legat de timp. Time is money în filozofia englezească. Da? Timpul este bani, reprezintă bani. Dar aici este, se dărâmă turnul acesta, această construcție, această filozofie, că turnul este time is money, nu? Din punctul meu de vedere, ca om care a lucrat în medicină și sunt pe cale de pe această cale de vindecător, de când mă știu, pentru mine time is life. Așadar, timpul este viață, este dragoste, este armonie, apropo de șase, este împărtășire cu cel drag, cu cel care vrea să te asculte, cu cel care vrea să colaboreze, să creeze. Big Bang. Big Bang e marea explozie prin care universul s-a creat. Un nou univers stă să se creeze după această separare. Pentru că turn înseamnă separare. Dar, repet, separarea este necesară, este intervenția, trăsnetul este intervenția divină. Separarea aceasta a fost necesară ca să se radă totul, cum a fost cu templul din Ierusalim, să se radă totul, să se reconstruiască un alt concept filozofic, religios, financiar, familiar, relațional. Da? Hai să vedem. Numărul 3. O dată, de două ori. Ori, ce mi apare? Regina de monede tot încearcă să apară. Ori e vorba de o soție,
Ori e vorba de sentimentul valorii, în sensul că atunci când știi ce valoare ai, înseamnă că știi ce urmează să creezi. Dar regina de monede, persoană în principiu conștientă de natura sa creativă, de stabilitatea sa, de valoarea sa, am zis, determinare. Pentru unii sau în anumite situații poate să fie și relație karmică sau o soție sau o mamă. În fine, vedem ce da. 8 de spade, un blocaj mental. Din care cineva încearcă să iasă ca să manifeste ceva nou. Ce? Comunicare transformatoare, care duce către, nu știu cât căsătorie, dar angajament. Unul dintre voi nu crede că această legătură este foarte profundă și închipuie că sunt bari verne, că, sau cel puțin unul dintre voi și-a închipuit că nu e chiar așa. Nu e chiar atât de profundă legătura. Acest motiv s-a produs separarea. Nu suntem chiar așa. Nu. E, și după separare ați simțit, de fapt, profunzimea acestei relații. Cu alte cuvinte, legătura spirituală, că am văzut mare preot. Unde sunteți? Vedem. Voi? Imediat vă explic. Eventual puteți să inversați pozițiile, vedeți. Nu te mai răsuci. Aici sunteți voi, aici sunt ei. Uneori puteți să inversați pozițiile. Dar dacă aici sunteți voi, aici sunt sentimentele voastre pentru ei. Aici sunt ei, aici sunt sentimentele lor pentru voi. Trecut, prezent, viitor. Și situația acum. Hai să vedem. Voi, Marea Preoteasă. Ori secrete, ori ascundeți ceva, dragii mei, ori, repet, depinde unde sunteți, vom vedea, o să și clarific. O persoană care, măi, știe multe. Evident că atunci când știi multe, nu poți să le spui pe toate, pentru că nu toată lumea este pregătită să le audă. Personaj care eventual practică, dacă nu tarotul sau astrologia, e conectat la intuiția sa, practică niște, nu știu, tehnici alternative, reiki, chestiuni care țin de spiritualitate, de energie. E conectată această persoană la energia divină, știe ce e bine, ce e rău, dar într-o altă formă, nu aceea marelui preot care învață prin reguli, prin cărți. E o formă intuitivă de a învăța, să zic. Voi. Nu, ei, pardon. Aici sunteți voi, aici sunt ei, 5 de cupe. Sper că nu beau până uită că le e dor de voi. 5 de cupe. 5? Interesant. Voi le-ați spus pe tavă. Interesant, aici sunteți voi. Dar într-o... Sunteți aceeași persoană. Dar aici ați fost foarte simpli, foarte simple, foarte vulnerabile. Nu ați arătat de fapt cine sunteți. Că n-ar fi înțeles. Însă le-ați spus pe tavă această, să zic, doi de cupe, prietenie. Pentru mine doi de cupe înseamnă cu o prietenie, o camaraderie, o asociere benefică, apoi, posibil, două suflete pereche, posibil, un... O poveste de dragoste profundă. Însă, eu preferat să stea cu prietenii, cu iubiții, iubitele, eventual să-și consume amarul, amarul pe care l-au avut până să vă întâlnească cu voi, în băutură, în petreceri, în diferite chestiuni. Cinci, poate că unii au niște probleme și acasă, în familia din care s-au născut, niște traume. În fine, sentimentele lor pentru voi... Ho-ho, regele de monede. Au văzut că sunteți persoane stabile, vor să fie și ei stabili, chiar dacă nu vă vine să credeți. Sentimentele voastre pentru ei? 8 de bute. Ce simțiți voi pentru ei? Ar trebui să clarific, dar sunt două variante. Ori simțiți nevoia să comunicați și să evoluați, să duceți această situație, să o transformați, să treceți peste impas și să evoluați în această situație prin comunicare
sau, vă știți, vom vedea și la clarificări și eventual știți mai bine viața voastră, sau simțiți multă pasiune, multă atracție, dar este foarte posibil, dacă ei nu acționează corect, să vreți să mergeți în altă parte mai departe. Trecut, Regina de Spade. Comunicare sinceră, onorabilă, corectă. Puteți să fiți voi. Sau dacă nu, e o discuție care a fost între voi, în care mai mult voi ați participat. Ei sunt undeva în penumbră. Vă țin de mână. Interesant, poate că ei au fost atrași mai mult fizic de voi și între timp au descoperit alte lucruri. Rămâne de văzut. Însă, voi ați reținut, interesant, exact, ați reținut multe informații. Ați spus, nu ați zis nimic că nu sunteți sinceri. Nu, că Regina de Spade reprezintă justiție, dreptate, corectitudine. S-a discutat în principiu onorabil, dar au mai rămas multe lucruri nespuse. Și din partea voastră, care știți foarte multe, aici este un personaj care știe, de Marea Preoteasă, Regina de Spade, și aici e un alt personaj care are ceva de schimbat în viața sa. Este că față de voi acest personaj simte nevoia să fie stabil, asumat, cu alte cuvinte. Uitați, să fie politic, o să vă deschidă ușa, să vă dea mâna. Lucru pe care am senzația că nu-l face cu oricine. Nu, cu prietenașii ăștia sau fostele cu care am mai fost, nu făcea. Cu voi face, pentru că voi, repet, am văzut mai devreme Regina de Monede, voi vă cunoașteți valoarea? Și n-au cum. În prezent. Regina de Cupe, exact cea pe care am văzut-o pe setul de cărți. Interesant, această Regina de Cupe are două cupe în mână. Două cupe în mână, doar Temperanța are. Numărul 14. Care se reduce la 5 la schimbare. Schimbarea pe care acest personaj trebuie să o facă ține de credință. Cine știe că a fost, eu cred că acest personaj, cine știe că a fost a comunica din suflet și corect și onorabil și exact, mai, ați pus pe tavă această posibilitate. Uite, putem să fim prieteni, putem să fim doi oameni care ne înțelegem. Eu înțeleg sufletul tău. Dar sufletul meu acum în principiu este plin. N-ar fi bine ca și sufletul tău să fie plin? Dacă a existat, interesant, un refuz, unul a refuzat pe celălalt, unul dintre voi s-a dus direct la băutură, altul a zis, ok, cheers, sufletul meu este intact, am fost onorabilă, onorabil, n-am ce să fac, aștept să se umple cât de cât, pentru că vrem relații echilibrate. În momentul în care știi multe, vrei să manifesti și relația, apropo de 1 și 6, 16. Unul dintre voi știe, e trezit deja, că trebuie să manifeste unul relații echilibrate. Și pentru asta trebuie să lași pe celălalt să se umple singur de dragoste față de el, de ea. De bucuria de a conștientiza sufletul, spiritul său dincolo de material și de alte tendințe, să zic, fizice. Acest personaj deocamdată conștientizează dorința de a fi valoros, de a fi puternic, de a fi stabil și asumat față de voi. Însă, hai să vedem în viitor. Oh, trei de spade. O să clarificăm. O să clarificăm. Poate să fie vindecarea acestei dezamăgiri. Pentru că în prezent, repet, unul se vindecă, altul încă refuză vindecarea. Voi aveți încă aici acest potențial. Doar întoarce privirea, uite, suntem aici.
Poate cineva... A, interesant! Poate cineva plânge un divorț cu regina de spade, dar nu obligatoriu. La capătul setului de cărți, 8 de cupe, asul de monede. Exact ce am văzut, 3 de cupe. Lumea. Cinci de monede. Dacă treceți peste această traumă de abandon, puteți să renașteți. O energie, unul dintre voi, are tendința să se bucure de viață și să lase relațiile în suspans. Ca să nu zic că e mai jucăuș de fel. Eventual trăiește într-o relație karmică, poate, da. Însă, se poate trezi judecata, se poate trezi. Și este foarte posibil ca la un moment dat să se trezească și să dorească să schimbe situația, să facă planuri de... transformare, aș zice. Să vă întâlniți, eventual să vină de la distanță. Poate unul dintre voi trebuie să vină de la distanță. Planuri de călătorie, planuri de apropiere. Dacă a fost distanță, dacă a fost separare, planuri de apropiere. Și de crearea unui capitol în care voi doi vă simțiți împreună și manifestați ceva valoros, dincolo de aceste tăceri care au fost. 8 de cupe. 8 de cupe. Nu știu, unul a refuzat să se implice la modul profund, în sensul acesta, de la suflet la suflet și poate chiar și într-o altă manieră să se implice. Și celălalt, ceva s-a comunicat. Și celălalt a zis, ok, mă duc. Eventual într-o nouă direcție, care mi-aduce, creez un nou proiect, care mi-aduce fericire. Pot să manifest un nou capitol, o nouă lume, am cupa plină. Tu rămâi cu cupa goală. Nu ți-o umplu până... Nu ți-o umplu cu forță. Până nu vrei. Până nu comunici. Până nu ești asumat. Nu vrei, nu vrei. Exact, același personaj, da? 2 de cupe. Nu vrei? Uite, eu pot să-ți umplu cupa. O parte, să devenim din prea plinul meu să-ți dau și ție. Dar nu-i corect ca această cupa ta să fie goală. Pune totuși ceva în ea ca să nu scad mai mult decât e cazul, înțelegeți? Însă, hai să vedem. Să clarificăm Marea Preoteasă. O dată, de două ori, de trei ori. Totuși, în prezent, simțiți că dragoste foarte profundă. Simțiți. Dacă negați în momentele voastre, negați. Dar știți că este totuși o conexiune între două suflete. Perechi care au de trecut un impas ca să se manifeste într-o nouă variantă. 5 de bâte. Judecata. 8 de spade. Cine este aici? Ori cu secrete, ori în ascensiune spirituală. Găsiți-vă poziția. Acest personaj judecă. Ce fac? Stau pe loc? Mă blochez mental? Sau mă lupt în continuare pentru ascensiunea mea, pentru creșterea mea spirituală? E o variantă. Altă variantă, dacă acest personaj are secrete, a ascuns ceva, iar se gândește, judecă, dacă nu mă zbat 5 de bâte, voi rămâne blocată în această situație în care nu am arătat niște lucruri care trebuia să arătate. Hai, dăm o carte, ce ar fi trebuit arătat?
chiar dacă e distanță între voi, vă atrageți unul pe celălalt. Unul știe cum să atragă celălalt, poate să învețe eventual. Dar nu e vorba de atracție fizică, vă rog frumos, nu confundați, nici de magie musai. Nu, care, ce ar fi trebuit să arate? Mă, știți care e chestia? Orice ați fi, varianta mai jos, în care ați ascuns niște chestiuni din viața voastră, varianta mai înaltă, în care sunteți oameni conștienți de ceea ce aveți de făcut, din punct de vedere spiritual, în orice variantă ați fi, această carte reprezintă conștientizarea faptului că v-ați atras unul pe celălalt. Unul conștient, altul inconștient, dar v-ați atras. E distanță între voi, dar șase de spade reprezintă, ia uitați, drumul către lumină. Puteți să lăsați în urmă trecutul și să mergeți către lumină, către soare. Despre asta se putea discuta. Dar s-a manifestat un blocaj. Doi de spade. Ia uite, iar turnul. Și trezirea. Mai, trezirea masculină, în mod special. Energia masculină se va trezi după această separare. Clar. Sunt lacrimi, sunt regrete, este un dor. Cinci de cupe, cinci de cupe. Ia uitați-l. Cinci de cupe, cum plânge? Plânge, regretă. Dar, până nu treci prin această suferință, n-ai cum să te trezești. E totuși o suferință care aduce binecuvântări. Dacă învață prin acești cinci, cinci înseamnă și mare preot, credință, spiritualitate, rugăciune, dacă acest personaj învață să se roage, să creadă în intervenția divină, va înțelege că divinitatea va interveni și în reconstrucția acestei situații, așa se spune. Clarificăm cinci de cupe. O dată, de două ori, de trei ori. Este situația acum, iar apare turnul. De bute. Viziune și asul de spade. 8 de bute l-am văzut aici. Care cum e? E un pic așa, am senzația că vă ogniți unul în celălalt. De ce cred? Pentru că în cazul în care ei au secrete, pot să apară aici, iar voi care știți, sunteți evoluate sau evoluați spiritual, apăreți aici. Aici doritori de a rezolva problema, de a găsi soluții creative, de a împărtăși credința. Și vă pare rău că nu au vrut și ei să se implice, să înțeleagă. În fine, cinci de cupe a fost calificat de viziune, asul de spade și 8 de bâte. Acest personaj știe că trebuie să manifeste ceva nou. În viața sa, în general, și în relația aceasta. Să manifeste dreptate astfel de spade. Pentru că ați avut această discuție foarte interesantă, foarte importantă. Știe. Vedeți, sunt două personaje. Unul a stat, a ascultat, celălalt a venit și a manifestat. Iar ascultați interesant numărul ce era de la ultima etalare cu binecuvântările pe care vi le dă Sfântul proroc Ilie, dacă aveți credință. Ascultați numărul 4 pentru unii dintre voi. Însă, acest personaj are deja o viziune. Știe că trebuie 8 de bâte să se lupte. Să vină, iar e o călătorie dacă e distanță între voi, să vină și să cucerească. Este și atracție fizică foarte puternică, dar nu e doar atât. Dorința de acum, iar, trezirea, acest persoană se trezește, iar au venit cărțile. După o perioadă de stagnare, dar stagnarea aceasta a fost necesară, iau-te,
ca să se conecteze la emoțiile voastre. De fapt, vă conectați unul la celălalt, iar emoții, iar cupe. Însă el, energia masculină e mai ascunsă. Poate chiar vă spionează doamnelor. Însă voi simțiți, ia uitați, aveți... Simțiți apropierea lor, simțiți gândurile, emoțiile lor, le simțiți. Poate chiar aveți vise cu ei, în fine. Dar, după această perioadă de regrete, de lacrimi, este necesară nu doar schimbarea, cât, aș spune, transformarea. Se va trezi. Nu știu în cât timp, dar e pe cale. Eu zic că e pe cale. Clarificăm regina de cupe în prezent. Mă interesează prezentul, trecutul. Știți toți? A fost exprimat doar prin regina de spade. O dată regina de cupe. De două ori. De trei ori. Ah, știți ce mai simt? Înainte să tai. Înainte să tai. Ori unul dintre voi trăiește în prezent și în trecut. O separare. Și această conexiune totuși vindecă. Chiar dacă nu sunteți împreună, vă vindecați de la distanță. Nu știu, unul e posibil să divorțeze sau să aibă probleme în justiție sau să aibă niște chestiuni și încă suferă și va mai suferi. Dar în această, cu această relație se poate rezolva, se pot vindeca niște chestiuni. În fine, hai să vedem. Am amestecat, da? Ia uite. Emoții negative, frici, luna și diavolul. Nu are o mamă foarte toxică. Unul dintre voi are o mamă foarte toxică. Manipulatoare. Și cred că acest personaj, avem Lună și Pluto, cred că Lună și Pluto, tot acest personaj, cred că începe să simte un soi de obsesie. Dar e o obsesie, nu... E... O dorință intensă și obsesie de a se conecta emoțional la voi, cu voi. În fine, hai să vedem. Regina de cupe. Zece de cupe. Magicianul. Joker, poker, ce vreți voi? Poker, magician și 10 de cupe. Știți cum e? Dacă până acum unul a manifestat relații false, jocuri de noroc, distracții, de acum încolo poate să manifeste dragostea vieții sale, fericirea absolută, dacă... Ce ciudat! Dacă învață să manifeste și nu să manipuleze. Magicianul poate să fie mare manipulator, iluzionist sau un mare manifestor. Un om care are un cuvânt puternic, o voință puternică și reușește să-și împlinească cele mai frumoase gânduri, visuri. Ce-ar mai fi? Ah, interesant! Magicianul la mijloc. Am senzația că amândoi sunteți magicieni într-o formă sau alta, în sensul frumos al cuvântului. Însă unul a manifestat varianta sa negativă. Joker, poker. Poker face, da? O viață falsă. Celălalt a manifestat bucuria vieții sale prin diferite forme. Ciudată. Da, interesant, am expus o carte, 10 de spade. Acum suferă. Acest personaj, Poker Joker, suferă. Cred că e aici, Poker Joker, că e cu băuturica. De bâte reprezintă și călătorie la distanță. Dacă acest personaj a plecat la distanță, că tot văd totuși că e distanță între voi, din diferite motive, acolo unde e, are o nouă viziune despre adevăr. E un soi de regret. Poate că și voi vă simțiți trădați de ei și vi se pare că v-au manipulat și că v-au oferit o falsă fericire, posibil și asta. Da, uite, roata norocului. Justiția. Măi, se va schimba energia între voi. Se va manifesta dharma pentru cine a fost corect și karma pentru cine a fost incorrect.
Regina de cupe și Marea Preoteasă, asta sunteți voi, Regina de cupe și Marea Preoteasă, persoană foarte sensibilă. Oh, și Regele de cupe. Asul de cupe, interesant de invers. Regele de cupe ascuns dragostea, asta e. Acest, da. De ce? Poate din cauza că e căsătorit, poate are un copil, sau poate pur și simplu e aventuros de fire. Hai să vedem, trei de spade. O dată, de două ori. De trei ori. Continua să sperați, continua să credeți, continua să vă expindeți, apropo de viziune, să vă extindeți viziunea și veți manifesta victorie, sub orice formă ar fi ea. Ia uite, poate o împăcare, poate reconstrucție sau... Da. Dacă asta vreți... Se poate. Dacă asta vreți, se poate. Dacă nu vreți, e alegerea voastră. Însă, hai să vedem. Noi citim aici potențiale. Nouă de bâte. Exact. Blocați această dezamăgire. Cavalerul de foc. Și 10 de monede. Nouă de bâte și cavalerul de bâte. Aici este blocajul, aș spune. Blocajul este că vă simțiți răniți și unul și celălalt. Și din ce motive? În primul și în primul rând, personajul de Poker Joker are bagaje multe. Și voi ați avut, dar voi lucrați la ele. Pentru că aveți înțelepciune. Celălalt trebuie să treacă printre niște, prin niște probleme legale, aș spune. Sau să înțeleagă totuși ce înseamnă dreptatea versus, hai, joaca de a viața. Nu știu, cineva se joacă cu viața, de viața. Asta este. Poate cineva a intervenit între voi. Un personaj din trecutul cuiva, al vostru, al lor, mai degrabă al lor, aș spune. Însă, nouă de bute înseamnă determinare de a trece peste acest obstacol. Obstacolul este această suferință. Se poate trece peste ea. Puteți să o vindecați. Puteți să fiți fericiți împreună sau să nu fiți deloc. Pentru că dacă nu sunteți împreună, n-aveți cum să fiți. Deci sunteți genul de oameni care dacă sunteți împreună, oricât de diferiți ați fi, unul evoluat și unul Poker Joker, da? Toți sunteți fericiți împreună pentru că e această conexiune profundă între voi. Și celălalt care este mai evoluat, învață să aibă răbdare, dar nu să accepte, să aibă răbdare. Însă, de-aia zic, iar e interesant, e gard, sau poate să fie, acum mă duce cu gândul la cale ferată, iar distanță. În primul rând, distanța dintre voi vă face să suferiți și mai mult. În momentul în care vă apropiați, puteți să redresați situația, dacă vreți. Se poate interesant de la, uite, 10, 10, 10, și era și roata norocului, tot cu 10. De la suferința provocată de Poker Joker. I-am dat deja Poker Joker. I-am dat o... Măi, cum se zice, poreclă. Poker Face. De la magician se poate trece la manifestor. Și să manifestați fericire, dacă vreți, repet. Dacă vreți. Și nu e vorba de voi, e vorba de ei. Însă, această fericire în 10, 10, 10, nu, chiar dacă vă simțiți euforici și foarte bine unul lângă celălalt, nu se obține totuși fericirea aceasta chiar atât de ușor. Acest personaj trebuie să învețe să cucerească. Nu să se ducă din floare în floare, ci să cucerească. Adevărul, destinul, stabilitatea, pentru că apare. Ce simte acest personaj pentru voi? Simte că vrea să fie regele de monede. Știu că e șocant, nu mă credeți. Dar vrea să, e vorba ce simte pentru voi, nu pentru altcineva. Nu dau un cărți pentru maică sa, pentru vecină sa. Glumesc eu. Dacă o fi vecina, dacă sunteți vecini, stai, sunteți vecini. Dar
dau pentru voi, da? Relația dintre voi. Ce simte acest personaj, așa cum e el sau ea, simte nevoia să fie stabil, să fie un om care să vă protejeze, să vă ofere stabilitate. Pentru că meritați, am zis. Apropo, regina de monede, regina de spade, regina de cupe. Sunteți, de fapt, împărătese. Și pentru asta trebuie să cucerească această familie, să treacă prin acest portal, să manifeste o nouă lume. Apropo de, că tot am vrut să pun brățara. Să manifeste o nouă lume în care e asumat, e angajat, e serios, nu mai e poker joker. Nu mai e poker joker. Asta e, să fie stabil, pământ. Să fie consistent, asta înseamnă pământ. Consistent. Dar vedeți voi, în această carte, iar pământul fără apă, regina de cupe, este, se crapă. Acest personaj va înțelege că fără aceste emoții, fără această legătură sufletească, devine casant. La capătul setului de cărți, marele preot. 4 de monede. De monede? Am zis, da, bine. Și vocea. Iar comunicare cu pasiune, exact ce am spus, da? Sunteți două suflete pereche care v-ați întâlnit, interesant, amândoi ați trecut prin niște situații, v-ați întâlnit să vă regăsiți lumina. Ar putea trei de spade să fie și problemele voastre, pentru că aici este un 6 de cupe cu două greuri. Unul și le-a mai vindecat, celălalt acum în față să le vindece. Traumele, dezamăgirile, separările, da? Amândoi, interesant, cu magicianul la mijloc, aveți puterea să comunicați într-o manifestare. Țineți unul la celălalt. Eu cred că țineți unul la celălalt. Și puteți manifesta, dacă aveți credință, o relație stabilă, dacă vreți. Haideți să vedem acum unde sunt. 7 de monede. Un soi de așteptare. Unul învață cum să-și gestioneze energiile, stările, să învețe, 7 iară, lecție. Iar investesc în această relație și ei poate vor să investească ei financiar și voi să investiți emoțional, spiritual. Fiecare investește cu valorile sale pe care le-a acumulat. Fiecare a acumulat ceva. Unul bani, altul înțelepciune, emoții. Da? 7 de monede. E o oarecare așteptare. Analiză financiară. Prospect de piață. Am mai trăit așa ceva? Nu, n-am mai trăit. Și atunci? Dacă n-am mai trăit, n-ar fi cazul să... Este singura pe piață, da? Această ofertă. Da, 7 de monede. Între timp lucrați în grădina voastră. Fiecare lucrează... Iar 7 de monede. Lucru în grădina personală. Fiecare lucrează în grădina sa, fiecare mai dezvoltă, mai vindecă, mai face ceva până... Ia să vedem. Vedem ce se mai întâmplă. Însă puteți, repet, să depășiți această dezamăgire și cu determinare să cuceriți stabilitate, măi, și fericire. Dacă vreți, repet, totul depinde de voința voastră. Ia, clarificăm 7 de monede. Oh, și tu că am vorbit mult de asta. Apare în mod special emoții. Emoții foarte profunde, foarte, foarte profunde. Valuri. 7 de monede. O dată. De două ori. Ce apare? 9 de monede. Independență. Ia. Oriunul dintre voi vrea să fie liber dacă a fost într-un contract, într-o căsătorie. Sau această separare, acest turn, aduce dorința de independență versus libertinaj. Nu, te faie tonul. Hai. O dată, încă o dată. De două ori. De trei ori. Hai, sper că înțelegeți ce zic. Interesant, cu turnul, cu ce mai fost, e posibil ca cineva să se separe de o relație karmică. Să fie independent ca să se implice în această relație. Vedem. Cavalerul de pământ. Marte în Fecioară, apropo. Și asta tot Marte în Fecioară. Sau poate și alte planete. Regina de cupe. Luna.
Interesant. Regina de spade. Trei de cupe. Wow, ce simt. Apar trei regine cu trei cărți între ele. Față de acest cavaler de monede. Repet, acest cavalerul de monede reprezintă o energie determinată, altfel de determinare, nu ca cea de la nouă de monede, de dute care învață din greșeli. Aceasta este o, exact, începe cu șapte de monede și apoi bate, eu știu, cuiele, pune cărămizile, ară ogorul, e mult mai practic, da? În reconstrucția acestui turn, dacă a fost separare. Acest personaj vrea să vină asumat, vrea să ajungă la regele de monede. Dacă voi dați șansa. Pentru că simte o dragoste care acum pare de neînțeles. Dar o va înțelege cu luna. O va înțelege. Și va înțelege că voi le aduceți bucurie și voi le aduceți stabilitate. Regina de monede și regele de monede. Dar mai este o altă chestiune. Văd totuși trei regine. Există posibil. Există posibil. O fine. Este posibil ca, nu știu, să fie vorba și de un divorț. Nu între voi doi. Nu. Dar în această perioadă să se manifestă un divorț sau niște chestiuni legale. Cineva trebuie să aleagă între două femei. Și bănuiesc acesta care plânge. Nu știu, exact. Nu știu, e ciudată și poziționarea. Poate că și voi plângeți, să regretați. Sau poate ei n-au arătat. E ciudat, vă oglindiți într-o anumită formă. În ce sens vă oglindiți? Nici voi nu ați arătat tot. Nici voi nu ați arătat tot. Pentru că n-ai cum să arăți tot. Chiar dacă voi aici sunteți ascensionați, educați, înțeleți. Nu știu, vedem. Sau vedeți voi. Hai să vedem viitorul, totuși. Tot așa, pe termen scurt. Am mai vorbit de viitor, dar mai vedem ce aici. Aici este prezentul. Acest personaj trebuie să lucreze în grădina sa. Și voi, între timp, na, trebuie să lucrați, nu aveți ce să faceți, să-i așteptați pe ei. Trebuie să învețe să se conecteze la intuiția sa ca să simtă această dragoste, să simtă cu ce ați venit, să înțeleagă ce simte cu regina de spade și, eventual, dacă mai e o altă femeie, să aleagă. Da, nu știu, e o chestiune. Ori un divorț, ori probleme legale, ori o altă femeie undeva în trecut, dar cu care nu au comunicat de la suflet la suflet. Cu acea femeie nu a fost comunicarea de la suflet la suflet. Ia uite, steaua, vindecare. Probabil că mai greu, dar va fi. Hai să vedem viitorul o dată. De două ori. De trei ori. Iar steaua. Șapte de monede, exact. De aici, din prezent, mergeți înspre viitor. Va sta, va gândi și va lua această monedă și ce va face cu ea. Uf. What? What a shit. Sorry. What a shit. Wow. Si, ce frumos! Regina și regina de spade. Am zis că acest personaj va vrea la un moment dat, în cazul în care acum nu s-a trezit în curând. Mai e un picuț și se trezește.
și va dori să oglindească nu doar acele mici aspecte, faptul că n-ați arătat nici voi, nici ei, nu, multe lucruri pe care voi, deci înțelepciunea voastră să oglindească, stabilitatea, valoarea și dragostea pe care le-ați oferit-o. 7 de monede. Aveți de așteptat pentru că mai sunt niște chestiuni de rezolvat. Ce niște chestiuni legate ori de jobul lor, ori de casa lor sau și de una și de alta. Job, casă, bani. Poate chiar și moștenire. Însă ce văd? Posibil acest personaj să fi stat într-o legătură karmică pentru bani. Și să înțeleagă ce bip pui mei am stat, ce pui mei am stat aici, că n-am simțit nimic. Doar pentru bani? Banii n-aduc fericirea. Unde te duci? Când mori, unde te duci cu banii? Ția. Ce faci? Și își va înfrunta fricile. Pentru că dacă a stat cu cineva pentru bani, sau a stat pe lângă familie, sau a stat într-un anumit job, într-un anumit context, doar pentru bani, va trebui să înfrunte fricile. Ca să devii cavaler, rege de monede, iar trebuie să pierzi un pic financiar, să investești într-un proiect, să te lupți, să muncești, uite, să muncești. Probabil că a fost frică de muncă sau eu știu ce. Sau doar de dragoste, nu știu. Își va da seama că trebuie să muncească pentru acest nou proiect. Și să renunțe la alte responsabilități și să se implice total, astfel de bâte, cu toată pasiunea și cu tot sufletul în a comunica și a manifesta această nouă etapă între voi, dacă vreți și voi, evident. Va dori la un moment dat să lase imaturitatea în gândire și în exprimare, Joker Poker, dragii mei, Joker Poker vrea să ajungă om înțelept. Eu știu ce profil are în Human Design, că există un profil în Human Design. După ce experimentezi, te joci, te dea viața, zici, băi, gata, hai, ia mai lasă-mă cu experimentele. Mă duc pe teren, stabil, regina de monede și creez ceva acolo. Acest personaj va învăța din toate prostiile pe care le-a făcut. Și acest 10 de monede apare în viitorul vostru, repet. Dar totul depinde și de dorința voastră, de răbdarea voastră. Se poate să treceți peste această dezamăgire. Ia uite, e un vis, pare un vis. Dar visul acesta, interesant, ar putea să fie și vise erotice în condițiile în care sunteți separați unul de celălalt. Dar voi îi inspirați, steaua. Voi îi inspirați să muncească, să-și transforme viața, să transforme relația cu voi. Eu asta văd. Să nu mai fie Joker Poker. Să fie, nu știu, un personaj înțelept. Care face bani prin inteligență. Vedeți, măi, vedeți ce frumos. Care face bani într-un mod inteligent. Nu într-un mod șmecher. Poker Joker. Mergem la Poker Face. Vă dedic, le dedic lor. Cui este acolo Poker Face? Da? Asta este. Și am văzut și steaua. După această tăcere, după această situație, da? Ia uitați, steaua aici sunteți. Voi îi inspirați să muncească. Să devină ce? Autonom, regele de bâte? Pardon. Cine mai stă în calea acestui rege de bâte? Da? Că avem și nouă de bâte, cavalerul de bâte și regele de mândrie. E o transformare. Nu mă credeți. Dar la un moment dat cândva veți vedea. Veți vedea. Pentru că totuși e dragoste, regina de cupe, da? Însă sunt niște alte probleme financiare, legale, familia lor, familia fostei, foștiilor, în fine, situații, da? Sper că v-a plăcut. Ia asta să mai am vorbit mult. Hai, gata, încă un mesaj odată. 22. Lucrurile sunt mai profunde decât par a fi. Dar 22 ajunge la 4 cu ceva efort. 4 este împăratul, da? Poate să-și cucerească. Patru și 44. Doi oameni foarte puternici, am zis că sunteți. Dar unul acum, până acum și-a bătut cu magicianul, s-a jucat de viața. Acum trebuie să învețe să manifeste stabilitate, putere, autonomie, autoritate. Dar, asta e. Ghetul meu aici avem. Dați-vă timp, că nici voi nu știți despre ei destule.
Nu știți ce pot să fac când li se pune? Ia uite, fiți autentici. Rămâneți autentici. Probabil că vor cere ajutorul, dar va fi totuși. Romanța asta nu s-a încheiat. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ceau, ceau!